au făcut anumite greșeli, s-au repetat, referitor la ce ai spus tu mai devreme. Crezi că au fost făcute intenționat pentru a te face să renunți? Te-ai gândit și la varianta asta? Nu, Robert, nu, nu, nu cred că au fost făcute intenționat. Pur și simplu s-au făcut greșeli pentru că și-au dorit Au dorit să greșească. să le facă. Nu, 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 glumesc. Nu, dacă nu eram un tip care, cred eu, are coloană vertebrală, puteam să rămân și acum. Eram în continuare la club. Dar îmi place să fac lucrurile cum trebuie. Ți-am spus și mai devreme, accept greșelile tuturor pentru că sunt firești, suntem toți oameni și cu toții greșim. Dar când tind către o anumită, nu, când greșelile se multiplică și înțelegi tu ce vreau să spun, atunci mai bine ridic mâna, cum am spus suporterilor la începutul proiectului, că dacă o să apară ceva și simt anumite lucruri, pentru că până la urmă era vorba și de imaginea mea, în primul rând. Apar, am plecat, nu vreau să ajung să mă arate rapidiștii cu degetul că s-au făcut anumite lucruri cât am fost eu acolo, pentru că atât eu cât și Panco am fost garanții acestui proiect. Am citit tot în presă și am mai vorbit și cu Maftei și cu Adiencii. Urmează să vorbesc și cu Pancone când își va clarifica situația. Ai fost să discuți cu Moldărășan. I-ai spus că tu ești Daniel Niculae și că urmează să-i trimită clubul Rapid, în numele cărui club tu vorbeai, contractul pe mail. Tu nu mai apăreai Daniel Niculae în hârtie, apăreai Giovanni Nicolaev. A fost de la bun început o plecare proastă, nu? O plecare greșită, da. Păi tocmai. Au fost foarte multe lucruri, foarte, foarte multe greșeli. Unele voite, altele mai puțin voite. Eu cred că, adică dacă tu vii la mine și îmi spui, băi, Roberte, vino și în fiecare dimineață bem cafeaua împreună la ProRapid. Și pe urmă tu îmi trimiți contractul și în contract scrie că bem cafeaua la ProRapid în fiecare dimineață, dar o plătesc eu. Adică nu pare o greșeală de redactare. Nu. Pare o greșeală Void. voită, Da. clar. Da, Da, și unde neserios par tu. am vorbit cu Mulder atunci la început. Au fost mai multe nume vehiculate. Mulder, Șumi, Adiencii, cine, cred că să nu scap. Foarte multe, multe nume. Dar din diverse motive lista s-a restrâns. Și ai ajuns să negociezi cu Moldă. Da, am vorbit, am stabilit să ne vedem, lucrurile erau ok. Din păcate nu s-a văzut cu mine atunci când am venit la București, s-a văzut cu altcineva. Și din ceea ce se vorbise, se schimbase puțin contractul. Tu apucase să vorbești, să-i spui condițiile lui Moldă, nu? A fost, era de acord, ajunsesem la o înțelegere, tocmai s-a întâlnit cu altcineva ca să semneze contractul. Cred că poate a fost și greșeala lui, că nu m-a sunat atunci. Probabil eram și prins și cu toate, ți-am spus, eram pe repede înainte. Bineînțeles că n-a semnat, îl cunoaștem foarte bine pe Mălda amândoi, știm că este tot așa un tip dintr-o bucată și nu acceptă să fie luat la mișto până la urmă, că era doar de luat la mișto. L-am sunat, apoi am fost la Ploiești după el, am stat o după-amiază întreagă cu contractul exact așa cum convenisem, să-l semneze, dar m-a refuzat, a zis că dacă nici măcar n-a semnat și s-a ajuns aici, lucrurile înseamnă că nu vor merge în direcția bună. Altcineva, ăsta, Nico, fiind din conducere, bănuiesc, nu? Că nu... L-am înțeles, chiar dacă am stat foarte mult să-l fac să Tu aveai contractul potrivnesc. cu tine în varianta Aveam. finală, doar să-l semneze ceea ce convenise și tu cu el. Exact. Contractul, variantă finală, să semneze, n-a refuzat, a zis că
are anumite principii pe care nu și le încalcă și îl înțeleg foarte bine. Apreciez oamenii de genul acesta și, din păcate, s-a pornit cu stânguri. Mi-a spus că trebuie să aibă încredere în mine, mi-a zis că nu e nicio problemă, că cea mai mare încredere o are în mine, dar, din păcate, nu mai semnează. Ai avut o discuție cu acel altcineva după episodul ăsta? Da, au fost discuții. S-a dat vina pe secretar, pe mașina de zi. Pe imprimantă. Imprimantă, pe scanner și pe... Deci am început prost. Repetate momentele astea, bănuiesc că ai spus că periodic s-au repetat și până la urmă asta te-a și făcut să renunți. Da, Robert, au fost lucruri și grave și lucruri mai puțin grave. Dar când se umple paharul, n-ai cum să mergi așa la nesfârșit. Tocmai de aceea. Eu te întreb, anumite lucruri le mai știu și eu, dar neștiindu-le sau neauzindu-le de la cei implicați, îți dai seama că nu dă bine să ies eu să zic, domne, am auzit, că vine unul care a fost acolo, un altcineva sau tu sau Vasile sau Șumii care l-au trăit și o să zic, bă, dar de unde știi tu că tu n-ai mai fost în vestiar la Rapid de 10 ani? De-aia, că multă lume, uite, foarte mulți abonați m-au întrebat când o să fac cu tine și mi-a zis, domne, întreabă-l de ce a plecat de la Rapid, că nu l-a dat nimeni afară. Corect. Pentru și de-aia insist cu anumite întrebări, că tu ești unul dintre jucătorii foarte iubiți de către Rapid și mai bine ca tine ce s-a întâmplat acolo nu știe nimeni. Da, corect. Episodul Schumacher, îl putem comenta puțin, a fost una dintre picăturile care a dus la umplerea paharului? Care? Schumacher antrenor și e dat afară după un meci. Păi nu, eu plecasem. Nu mai era implicat. Nu, plecasem la finalul sezonului când am promovat din Liga 4 în Liga 3. Nici din umbră sau nici sfătuitor, nimic. Ai rupt orice... Mă rog, din umbră, din tribună. Că da. Pleci dintr-o funcție de conducere, nu înseamnă că poate să-ți ia cineva din suflet iubirea pe care o porți cluburi. Am reîntors de unde am plecat, în tribună. Suporter. Exact. Ce a fost atât de, în afară de greșelile repetate, Nico, și cunoscând iubirea ta pentru Rapid și eu împărțind și vestiarul cu tine, cred că te cunosc mult mai bine decât mulți dintre urmăritorii noștri. Ce te-a adus în starea asta, în afară de micile șicane și nemulțumiri, de a renunța la marea dragoste a vieții tale, fotbalistic, profesional vorbesc? Că am renunțat la fotbal? Păi. Nu, că ai renunțat la mai a fi implicat în proiectul Rapid. Că la fotbal poate mai puteai să joci sau poate nu mai jucai și rămâneai președinte sau director, rămâneai alături de proiect. Cred că nu te-a interesat niciodată să zică că Daniel Niculae are nu știu ce funcție. Nu, bă, e Daniel Niculae de la Rapid. Exact. Asta vreau să zic. Bă, poate de fotbal te lăsai oricum. Sau mai intrai un meci că de baraj sau că promova sau nu știu, să te retragi frumos. Dar a fost o despărțire bruscă și definitivă, ca oficial, nu ca suporter, nu ca... Poate nu chiar definitivă. Asta da, nu putem să știm. Viața asta ne rezervă foarte multe lucruri. Rapidul este casa mea și oricând mă gândesc exact la a doua casă. Merg la meciuri, am rămas suporter, am revenit la bază, doar că nu mai puteam, am anumite principii peste de la care nu mă abat și tocmai de aceea vreau să continui să merg pe drumul acesta. Îmi pare rău pentru suporteri, în primul rând, pentru că ei suferă foarte foarte mult, pentru că începusem cu acea promovare frumoasă și lucrurile puteau fi și mai frumoase. Eu am spus, am declarat și la vremea respectivă, i-am spus domnului primar că nu pot lucra cu anumite persoane
că poate să-și pună pe cine vrea dânsul și președinte și orice, ca să rămân, trebuie să plece acele persoane. Adică, ori eu, ori dânsi. Acele persoane fiind doi? Fiind doi, da. Iar n-are rost să le mai pronunț numele, că nu mai facem iarăși polemici, da. Da, a fost, în fine. Iar domnul primar a ales. Și cu asta basta. I-am explicat că nu mă interesează nicio funcție, nu vreau să fiu nici președinte, nici... Dar dacă vrea să mai rămân, ajungând la saturație, ți-am spus. Trebuia să fac o alegere. Și a făcut-o. Așa ne-am strâns mâna și am văzut fiecare de răspuns. Tu, în final, i-ai dat o alternativă primarului. Adică ori rămâi tu, continui și pleacă cei doi, ori dacă rămân cei doi, vei pleca tu. Exact. Și s-a decis. Moșule, m-am sucit. Ți-a și spus că va continua cu tine? Nu. 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 A încercat să pace ambele. Și capra și varza. Și capra și varza, dar la un moment dat alegerea a fost făcută. Ori, mai bine ne vedem de drumul nostru și suntem acolo, cu sufletul. S-au spus foarte multe despre relația ta cu Pancone. Recent am văzut că ați fost invitați într-un studio de televiziune și chiar și tu ai declarat că ce a fost, a fost, ce va fi, vom vedea ce va mai fi, dar prieteni nu veți mai fi niciodată. Ai fost un pic, nu știu, supărat sau dezamăgit, nu știu, nemulțumit de reacțiile lui Pancone? Sau de cum au decurs lucrurile, nu știu, că n-ați avut aceleași idei sau nu știu. Contează că nu avem aceleași idei. Dar eram și foarte mulți, ca fiecare să-și pună părerea, așa trăim într-o democrație și e mai bine așa decât o singură voce, mai bine mai multe și să luăm decizia bună până la urmă. Ți-am spus, n-are rost să mai intrăm în polemici, am fost foarte dezamăgit atunci. Poate părea că sunt radical, dar nu. Eu am anumite principii, te-am spus, de la care nu mă abat. N-am nimic să fie sănătos, să conducă Rapidul dacă va ajunge președinte. Îi doresc baftă și numai echipe foarte bune și cu rezultate extraordinare să aibă în cariera de antrenor. Și cam atât. Asta în cazul în care nu trece la administrativ. Și indiferent pe ce cale o apucă, îi doresc foarte mult baftă, mai ales când vine vorba de Rapid. Dar și cariera lui, indiferent unde se va duce să antreneze sau să conducă, îi țin pumnii. Facem un exercițiu scurt de imaginație, dacă ești și tu de acord, bineînțeles. Daniel Pancu, președinte la Rapid, și îl sună pe fostul lui prieten Daniel Niculae să se întoarcă în orice poziție la Rapid. Ce zice Daniel Niculae? Îți menții ideea cu cei doi sau vei intra într-o discuție? Bineînțeles. Dacă am plecat odată, ce fac? Îmi schimb, mă abat de la drumul meu? Nu. Te-am spus, principiile rămân aceleași în viață. Sunt un om care m-a înghidat la anumite lucruri și nu prea am greșit când am făcut alegeri în viață. Deci ai colaborat cu Pancu, să înțeleg. Da, bineînțeles. Am nicio legătură prietenia cu colaborarea. Cred că Pancu poate face lucruri foarte bune. Nu doar cu mine, cu oricine. Este un tip care mănâncă fotbal pe pâine până la urmă. Îl visează. Hai să trecem la lucruri și mai... Să nu mai răscolim așa mult amintirile, nu că n-ar fi importante și astea de Rapid, că sunt cele mai importante până la urmă. Ai ajuns la o vârstă optimă sau chiar tânăr să joci în străinătate. Un șoc mare, diferențe mari de, nu știu, de antrenamente, de mentalitate, de, nu mă refer la partea financiară, că asta nu ne interesează. Da.
Ăsta e cel mai mare șoc când pleci din țară, să te adaptezi, adaptarea la noile condiții de muncă, de viață. Până la urmă, știi tu, e foarte greu să vii din provincie la o echipă din București. Se schimbă total datele, probleme și randamentul, dacă era unul foarte, foarte bun la, nu știu, la o echipă din provincie, nu mai este același. De multe ori nu mai este același la o echipă din capital. Apoi, dar aminte să părăsești și țara. Nu mai ai prieteni, nu mai ai familia lângă tine, nu vorbești limba, diferențe mari de atitudine, de tot. Se schimbă, practic, se schimbă tot. Și trebuie să te adaptezi. Pentru că dacă nu te adaptezi, zici să, după 6 luni, să te întorci. Cum, din păcate, se întâmplă acum cu marea majoritatea jucătorilor care mai pleacă. Din ce mai puțin pleacă, foarte, foarte puțin în ultimul timp. Ce ți-a fost cel mai greu când ai ajuns în străinătate? În afară de că nu era familie aproape, că nu aveai prieteni, fotbalistic, cel mai greu? Diferență de mentalitate, cum ai spus și tu mai devreme. Antrenamentele sunt foarte solicitante. Mi-aduc aminte, miercurea făceam miuță între noi, posibili cu probabili. De obicei, cam posibili erau în primul 11, mai apăreau poate două schimbări. Două schimbări. Și aveam fundașii cu crampoane mari, apărători obligatori. Ca la meci oficial, practic. Meci oficial, da. Care pe care? Păi, ce materiale se băgau? Se băgau mai tare materiale miercurea decât sâmbăta la meci. Asta sunt lucruri importante, așa se lucrează. Luni, marți, miercuri și apoi deja joia recuperare, vinerea o reactivare, puțină iuțeală și sâmbăta să ajungi la ora meciului să fii capacitatea cea mai bună a ta. I-ai zis la vreun fundaș, bă, stai mai ușor că e miercuri, suntem colegi, ești nebun, da, accidentezi, ce faci? Da. N-au. Spune, presiunea antrenorului este mai mare decât orice prietenie. Mă rog, prietenie. Prietenia a venit pe parcurs unde am fost. Colegialitate, da. Țin minte și acum că eram cu Marcus Antonio, care l-am adus la Rapid. Ne-a fost coleg la Auxerre. Avea niște ghete Mizuno și acum le știu. Jucam dintr-o atingere și plecam, că altfel era gros. Dar un tip foarte, foarte ok. Foarte ok, un tip înțelegător, fotbalist foarte, foarte bun. Din păcate, n-a reușit să joace foarte mult la Auxerre atunci. A trebuit să plece. Dar a făcut o alegere, l-am îndrumat către o alegere bună. O amintire haioasă din Franța? Și eu știu. Am plecat cu geantă de CD-uri și cu telefon, nu știu ce, Nokia, nu știu ce telefon mai am acum. Greu, ți-am spus că sunt atehnic și acum, ai ști foarte bine, până am intrat acum în direct, a durat ceva. Țin minte primul GPS pe care mi l-am luat când n-aveam navigație. Da. Cine? Nu exista Waze. Da, da, da. Aplicații pe telefon. Vă puneai GPS-ul la mașină în geam. Exact. Puneam GPS-ul și nu era foarte bine corelat. Și mai trebuia să mergi foarte, foarte încet ca să știi unde e stânga, dreapta. Până la urmă eram nou într-o țară străină și mai mergeam și la Paris în primul an foarte des. Apropo de partea nostimă. Marțea, joia și duminica eram la Paris. Aha. Nu înțelegeam de ce merg. Și până mi-au venit de la club și mi-au zis că cam des merg la Paris. De ce? Treceam pe lângă radarele fixe și mașina fiind înmatriculată pe club, amenzile veneau la club. Normal. Și veneau de 3 ori pe săptămână. Nu chiar așa, poate am exagerat eu. Mm-hmm. Dar cam des la Paris și cu viteza. La fel. Până la urmă,
până la urmă asta e, trebuie să plătești ceva ca să înveți. Până înveți, da, până înveți plătești. Păi, exact. No, până la un moment dat, apoi trebuia o dignă că n-aveam cum. Duminica era Parisul. La început a fost, dai seama, nebunia să te duci să vezi, da. Eu aș nu, totuși, Paris, ce poate fi mai frumos decât Parisul. L-am învățat până la urmă, știam, și fără GPS. Fără GPS. Da. Și acum, dacă merg, îl știu foarte bine. Nico, ce să zic, a fost o plăcere, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vorbim și sper ca la un moment dat, cum ai zis și tu, să te întorci acasă. Robert, te aștept la meciuri. Când se va da drumul la meciuri, te aștept să urmărim și să strigăm ca în tinerețe pentru și Rapid. Mai vreau să te întreb ceva și cu asta încheiem. Crezi, dar nu ca suporter a Rapidului, ca un analist TV, crezi că Rapidul are șanse reale, ținând cont că se joacă fără suporteri, să promoveze? Cred că Rapidul și-a pierdut principalul atur, odată cu această impunere de a se juca fără spectatori. Nu se compară. Nu se compară să joci și fără spectatori în regie, mă rog, în Giulești. Este un mare, mare handicap pentru Rapid. Da? Jucătorii trebuie să facă front comun, până la urmă sunt 5 meciuri. Dan Alexa știe foarte bine ce strategie trebuie să adopte pentru promovare. Am încredere că se poate promova. Este foarte greu. M-am declarat la începutul campionatului, foarte greu, pentru că sunt foarte multe echipe. Am văzut că tot apar fel de povești, că s-au înjumătățit punctele, că s-au diminuat etapele. Până la urmă, era mai bine să fi jucat cele 14 etape rămase. Dacă erau puncte mai multe puse în joc. Exact, mult mai multe puncte și după această perioadă de inactivitate, forma sportivă nu mai este la fel. Corect. Depinde cum începeai. Dacă începeai foarte bine, puteai să termini foarte bine. Acum sunt 5 meciuri. Cred că deja dacă ce prost, Doamne ferește, primul meci sau al doilea le pierd sau face galul, e cam gata. Eu cred că UTA deja este promovată. Dai seama, dacă câștigă un meci, s-a gândit. Da, un meci și cu un egal, gata. Exact. Nu, sunt... vor fi meciuri incise. Orice decizie ar fi luat cei de la FRF, cu siguranță s-ar fi găsit cineva să fie contestată, da. E în situația de așa natură încât bine că se și joacă. Trebuie să mulțumim pentru asta. Nico, mersi frumos încă o dată. O să te sun să spun care au fost reacțiile după ce voi posta discuția pe canalul de YouTube și să ne vedem sănătoși fie în tribunele noului stadion, fie la meciurile care urmează, unde se vor juca ele. Robert, a fost o plăcere ca întotdeauna. Te aștept cu drag la meciuri. Știi foarte bine unde mă găsești. Să-ți iei fularul, să nu uiți. Ok, mersi Nico, te-am pupat. O zi bună.